Meteorologii anunță pentru următoarele 24 de ore cer variabil, fără precipitații și o ușoară încălzire a vremii. 9 grade se vor înregistra la Briceni și Soroca, la Bălți vor fi 10 grade și cu unul mai mult la Orhei. 12 grade Celsius se anunță la Tiraspol, la Leova și Comrat se așteaptă 13 grade, iar la Cahul maxima va atinge 14 grade. În capitală, în următoarele 24 de ore se așteaptă cer variabil și temperatură de 12 grade ziua și minus 2 noaptea. În perioada următoare, vremea se va încălzi treptat. În timpul zilei vor fi între 10 și 18 grade, iar noaptea între minus 2 și plus 6 grade. În următoarele 24 de ore va ploua în cea mai mare parte a Europei. 14 grade se așteaptă la Madrid, 16 la Paris și 11 grade la Londra. La Berlin se anunță cer înnorat și 12 grade Celsius. 16 grade se așteaptă la Roma, iar la Viena va fi cu unul mai mult. La Praga cerul va fi înnorat și vor fi 14 grade, iar la Belgrad se așteaptă cer senin și 13 grade Celsius. La Varșovia se anunță 11 grade, iar la Budapesta va fi cu 2 grade mai cald. În capitala României se va încălzi până la 12 grade, iar la Atena până la 14. Cer variabil și 9 grade se așteaptă la Kiev și la Moscova. Vreme ploioasă va fi la Ankara, unde se vor înregistra 6 grade Celsius.